Salutare și bine v-am găsit la un nou clip de League of Legends. Bă, astăzi o să ne jucăm Briar. De ce Briar? Pentru că Briar are undeva la 55% win rate în divizii mici. Ce înseamnă divizii mici? Undeva Silver, Gold, pe acolo. Este campionul cu cel mai mare win rate by far, adică gen diferență imensă față de alți campioni în momentul actual. Așa că astăzi o să ne uităm și o să încerc să descoperim împreună de ce este Briar atât de bună, frate. De ce toată lumea are succes cu Briar? În echipa dinamică se află din nou o Kayle jungle, exact ca și în meciul anterior. Bă, ceva nu e ok, bă, ce se întâmplă? Încerc să-mi dau seama exact de ce e Briar cel mai bun campion din diviziile astea, dar o să am gândirea mea puțin mai încolo și o să-mi zic ideile pe parcursul videoclipului. Bă, înainte să începem și clipul ăsta, nu uitați să dați voi un like, știți și voi cum e deja. Dacă dați un like, bă, nu că vă cer eu like-urile care arată frumos. Vă cer like-urile că ne propulsează algoritmul de la YouTube mult mai departe dacă dați like. Că vede YouTube-ul că ați intrat pe video, ați dat like și așa. Și gen, se duce videoclipul mult mai departe dacă dați like. În altă ordine de idei, nu uitați că să fim live de la ora 6, nu trebuia să-mi fac aici blue, mă rog, poate ori. În altă ordine de idei, live de la ora 6, cam fiecare seară, nu uitați. Și, și mai important, uite, like-urile astea pe care o să le cer acum chiar sunt doar așa cosmetice, că îmi place mie să arate mai bine. Dar nu uitați că am postat și o poză pe Instagram și eu cât de rar postez o poză pe Instagram, zic că nu v-ar fi rău să intrați să dați un like. Așa, de supărare, mă, numai de apreciere, da, alea știți și voi. Aveți Instagram în descriere, știți deja prea bine, nu trebuie să vă zic. Un like acolo nu strică niciodată. Bă, din păcate, suntem împotriva la Shen meciul ăsta. Ceea ce o să fie incredibil de greu. Mai ales Shen Kayle. O să fie incredibil de greu să ne jucăm în așa ceva. Pentru că... da, Shen îi face invincibil la auto-attack-uri, iar Kayle îi face invincibil la damage. Deci nu prea o să-mi iasă neapărat. O să încerc aici să mă duc să mă bat cu Midu. O las să dea abilitățile... pe wave, două secunde, să-și dea Q, E, W. Hai. Ok, E, W, Q, bun. Nu mai are nimic aici. Ah, ok. Eu o să plec pur și simplu, pentru că n-are rost să... Ce face, mă, băiatul ăsta? Ah. Oh, s-a dat flash în mine, Kayle! Doamne ferește! Că-mi luam healing de pe W, îi dădeam damage, îl băteam acolo. Dar și-a dat, mă, și-a dat, doamne, cât de unlucky, mă, să vină inamicul, să-și dea flash în mine, să-și dea și ăsta și ăsta. Și-a dat amândoi flash, am scos două flash-uri. Aia e, bun, care e build-ul pe Briar, deci e așa de bună. Astea sunt runele, în cazul în care sunteți curioși, astea sunt runele cu care Briar are cel mai mare win rate din joc. Iar itemele sunt Eclipse în Sundered Sky. Foarte unlucky ce s-a întâmplat aici, bă, chiar super mega supărat, bă, frate. Super mega 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 supărat, bă, pe ce s-a întâmplat aici, bă? Nu se poate, nu pot să-mi spun dezamăgirea. Am Lux Morgana botlane, aparent, acum am observat. Azi sunt singurul AD din echipă. Bă, acum că văd că singurul AD în echipă, în sine m-aș putea duce mult mai damage orientativ, așa. Dar o să joc și... o să joc build-ul corect. Simt că e important ca clipul ăsta să avem build-ul corect. Așa zice eu, voi ce ziceți? Bă, părul îmi stă destul de decent fără să-l dau cu nimic. Destul de fericit pe chestia asta. Nu cred că are vreo treabă nimeni. Nu cred că-i pasă nimănui că îmi stă mie bine părul. Dar da, astăzi am întârziat puțin cu clipul. Am încercat să mai filmez o dată clipul ăsta. Așa că dacă... bă, întotdeauna un videoclip filmat a doua oară nu o să fie niciodată la fel de bun ca și prima oară. Îmi pare rău să vă zic, dar e greu. E greu să filmez din nou același clip și să încerc să-mi amintesc ce chestii am zis și ce chestii nu am zis. Pentru că multe chestii pe care mi le reamintesc că le-am zis, de fapt nu le-am zis în clipul ăsta, că le-am zis în clipul trecut și nu le mai zic și atunci pierd informații. E jale. N-am ce să fac. Da, clipul trecut, eu mi-am selectat runele, apoi s-o dat doge în ultima secundă, apoi iar am intrat în Champions Select, iar s-o dat doge, apoi iar am intrat în Champions Select după mult timp și aveam, gen, nu mi-am mai schimbat runele, știi? Că mi-am selectat runele bune astea, gen, să fie acolo, știi? Nu le-am mai schimbat încă o dată. Nu pot să împing pe ăștia, așa-i? Nu pot, da. Wow, interesant. Da, și am intrat în meci aparent cu Guardian pe Briar. Cu rune de Nasus, gen, cu runele de Nasus support pe care le-am jucat pe stream-ul de ieri.
Interesant. Să mă duc până pe top, are rost? Bă, simt că nu are rost să mă duc deloc pe top, pentru că băiatul ăla o să dea efectiv W-ul, nu o să pot să dau damage, nici măcar nu stă, că pleacă în bază. Bă, sunt curios unde poate să fie kill. Dacă mie mi s-o respawna la red, asta înseamnă că și ei ar trebui să-i se respawneze. Atâta timp cât nu a început de la blue. A, aparent, kill-ul nostru a început de la blue. Wow. Sunt uimit. Sunt lăsat mască, sincer. Also, o chestie nouă pe care nu foarte multă lume o știe, pentru că nimeni nu e atent la patch notes. Lui Briar... Nu te așteptai să vină de aici ultimata asta, ha? O să aștept să-și dea eventual... Ok. Ori trebuia să aștept să vină wave-ul ca să-i dau stun-ul și să-i dau burst-ul, ori trebuia să-și dea ultimata. Am văzut că a venit wave-ul, știam că o omor, am dat rapid alea, bam, 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 aia a fost bun. Mergem și noi, încercăm să strim peretele ăsta, sper că reușesc. Wow, bine, bine noi, bine noi pe Briar aici, bine pe săritul de pereți alea. Mai dau un full clear înainte să ne dăm un recall. Bă, nu e tocmai cel mai indicat, dar acum că, dacă tot iau red-ul, mă înțelegeți, o să dau și un clear cu red-ul ăsta să fie acolo. E curios ce item își face Katarina, că văd că a început cu un băț. Așa, motivul pentru care, uite, vedeți, un alt exemplu de chestii pe care le uit, că le-am zis în clipul trecut. Mamă, mi s-a dezactivat când erau ăștia spawnați deja, am nebunit. Mă rog, bă, Briar, de ce ar avea win rate așa mare în divizii mici și, nu știu, bă, mă gândesc, unul la mână, poate jucătorii la mici nu prea știu ce face Briar, cât de cât, hai să zici, da? Da, cred că al doilea motiv și ăla mai important e că Briar te forțează să faci play-uri. Mulți jucători din divizii mici, bă, la propriu ratează click-urile. Îmi pare rău să o zic, dar e adevărul, gen, uite. O chestie pe cu care nu pot ajuta mulți playeri de divizii mici e că nu au talent pe mouse, nu au talent pe click-uri. Mă înțelegeți? Nu aveți, mă, talentul ăla, mă, viețile mele. Ăștia care v-ați simțit aici, nu aveți, mă, talentul ăla să dați click. Și nu cred că e cea mai mare rușine, dar nu puteți să dați click, nu puteți să nimeriți campionul inamic cu mouse-ul. E mai greu, frate, nu știu, alții nu pot de pe controller, uite, eu nu pot de pe controller. Poate alții pot de pe controller, dar eu cu mouse-ul inimeresc, știi? Că de cât. Mulți zic că inimeresc, că în ultima vreme la cum ratez eu cu hiturile. Bă, adevărat, nu mă mai plâng că nu mai văd dinamicii. Îmi funcționează ochii din nou chat. Wait, nu m-am mai plâns de vedere de gen ceva timp, wait, văd bine din nou. Ok, nice, nice, acum mi-am dat seama, îmi pare rău. ADHD, o să te obișnuiți, nu trebuie să vă zic. Știți foarte bine deja, nu, nici nu trebuie să vă, nici nu trebuie să mai cer scuze. Hai să mergem și noi până pe top. Nu e foarte bine că l-am nimerit pe băiatul ăsta, pentru că nu-mi place de el, vreau să mă duc pe cheile. Bă, mă trolează, Zac? Ok, o să trebuiască să dau aparent în băiatul ăsta și cum v-am zis. Shen, counter immense. Kale, la fel. Zac, n-a vrut. Eu n-aveam itemele. Puțin vina mea aici, n-o să zic că nu, puțin vina mea, puțin am trolat aici, pentru că mi-am dat full clear-ul ăsta fără să-mi dau reset. Puțin de tot vina mea, Zac mi-a zis thanks, da, mă. Mă rog. Mă înțelegeți? Nu e vina mea, frate, neapărat. Ai, e ok, bă. N-are nimic. Mai merge să mai dăm clear. Văd că nu prea am ce ganka pe bot, așa că o să continui să dau clear aici. Văd că... Mazahar e la ei în bază. Mazahar e la ei în bază. Interesant. Katarina văd că s-a dus AFK după ce am omorât-o. De asta să fie așa de broken, Briar? De asta să fie Briar așa de broken, chat? Că-ți faci inamicii să se ducă AFK? Nu știu, bă. Reveni la ideea pe care am zis-o înainte, că știu că știu că am ratat ceva cuvinte din ce am vrut să zic. Da, mă. Ideea e că campionul nu te lasă cumva să nu dai autotacuri, adică tu o să dai acolo în ei, indiferent de dacă joci bine sau nu, tu o să dai gen... Nu-mi vine să cred. Bun gameplay, băieți.
Foarte bun gameplay aici, s-a făcut aici pe top niște gameplay. Hai te pun, mersi de Kenan. Hai taci, drac. Bun, să iau 6 goblini din ăștia. Bă, Katarina s-a dus efectiv AFK. Și eu acum ar trebui să închid videoclipul, să nu-l mai postez și să prind un alt videoclip mai bun. I will be back after 8 minutes, don't remake. Ha? Mă, ce se întâmplă, mă, în meciurile astea, mă? Opa, hello. Vreau să-mi iau și eu ăla, da. Merge și așa. Ok. Hai, mă, frate, mă. Bă, băieți, când vă zic că Briar e campionul, Briar e campionul, băieți. Nu știu ce să vă mai zic. Hai, mersi și de farm, te pup, mă duc și eu recall. Bă, Katarina s-a dus AFK, Morgana s-a dus AFK. Păi, au făcut dragonul. Noi avem 6 golemi, așa că o să pușăm mult mai tare. O să-mi iau ninja tabi în meciul ăsta, că de ce nu? Au destule auto-tacuri. Bă, kill-ul ăsta presim că e puțin smurf, pentru că chiar joacă băiatul. E interesant. E 4-0 momentan. Bă, interesant băiatul, cu Kale Jungle. La mine meci n-a făcut așa bine, n-a jucat așa bine. Morgan a zis, I will be back after 8 minutes, don't remake. Gen, așa, gen chill. Vedeți că mă duc și AFK puțin 8 minute din meci. Bă, ăștia chiar sunt niște jucători interesanți, bă. Nu știu de ce mi-am dat W-ul. Mă rog. Prindă ultimat aici, nu, cred că prind, da, hai că încercăm. Care sunt șansele, chat? Am văzut-o pe Kayle la blue. Nu cred că contează. Mă aștept după Twitch. A, word pe mine. Interesant. Wave pe mid, word pe mine, alea, alea. Poate s-a dus și Katarina AFK vreo 8 minute. Poate așa s-au vorbit, mă. Da, mă, vrei și tu wave-ul ăsta, te pop, hai să ai o seară. Auzi, mă, la ea vrea ăștia, mă. Bă, dacă luăm Heraldul ăla, se dă end la meci, suta asta, adică... Nu știu ce să zic pe Heraldul ăla. Ai mei chiar vor Heraldul. Și eu vreau multe în viață, băieți, dar ce să faci? Bă, nu se lasă, mă, el vrea Heraldul. Hai, mă, că vin să ți-l iau, ia uite. Ia uite pe kill. Mamă, săraca. Ok. De ce și-a dat flash, mă, băiatul ăsta? A zis că-i dau one shot sau ce? Stai, mă, liniștit viața mea, că nu-ți dau one shot. Doar te omor. Uite persoana aici. Mai facem, mă, Heraldul. Mama mea. Trebuie și eu aici, suprema asta, dacă... Hai, mă, frate, dar nu mișcați! Nu, cred că trebuia flash-ul. Mă gândeam că trebuie flash-ul, dar apare nou. Hai, mă, AFK. FF. Rep mid AFK. Rep sub AFK. Sanky, am băgat și noi din asta să nu dea FF. Mă înțelegeți? Gen, să înțeleagă băieții că îi batem și când noi avem AFK, da? Hai, nu vă mai plângeți că sunteți slab numai. Aia e problema. Vă pop. Seară. Bă, ne jucăm un meci de 4v4 la ranked aparent. Nu știu, e interesant. E 13 la 10 și noi suntem la ei în bază pentru că... O revenit Katarina. S-a dus Katarina AFK 8 minute și a revenit. Acum s-a dus Morgana AFK 8 minute și o să revină. Bă, băieți! E ceva strategie? Am ratat eu ceva? Ce se întâmplă? Ha. Să mă duc să ajut, să nu mă duc, să mă duc, să nu mă duc, să mă duc, să nu mă duc.
Hai, viața mea, că îi batem pe toți, hai, dă-i pe ei. Bravo, ai încercat. Mi-a furat kill-ul chiar așa, bă, gen, chiar atâta de urât, bă, gen. Hai, mă, pe unde te duci cu Sona aia ta? Te-ai dus să farmești tu pe bot. Are flash. A. Am mușcat-o de cap, băiți. Ia uite, pot să-mi activez eclipsul prin shield-ul lui Shen. Nu uitați, Q reduce armura. Folosiți-l ca să dați shred la tanci, gen. Bun, văd că Twitch e în spate și mi-o bate pe Lux care s-a dus AFK. Salut, Twitch. Vezi că trebuie să dai în mine ca să-mi dai damage. Nu am apucat să-mi dau eu. Aaaa, nebunesc! Bă, greu, greu cu băieții ăștia. Greu. Mamă, s-a dus AFK. Bun. Deci noi încă avem AFK, ok. La ei a revenit Katarina. Hai să dau și o ultima dată. Unde prin... Mamă, cum ar fi să... Bă... No! Ți-ai dat cancel la ultimată pe Mazahar. Hai că mergem și noi să vedem. Hello! Hello, guys! Hello! Wanna fight? Bă, ăștia chiar au fugit până în bază, bă. Opa. Crazy. Bă, e mai greu meciul ăsta decât pare. Nu știu, parcă dau. Nu știu, Lux care se duce AFK în mijlocul lane-ului ca să omoare Twitch. Morgana care se duce să, nu știu, să-și gătească. Sunt multe chestii care se întâmplă în meciul ăsta care mă fac să nu câștig. Nu știu ce se întâmplă, Lux stă la ei în jungle, dar nu... Poate... A fost să fie, a dat! A, domnul frate, dar Mazaharul meu e atât de topit pe creier încât n-a văzut o persoană care era în spatele lui. Efectiv, omul are ochelar de cal, alea, știți voi. Am o viață mea, dă și tu ultimată folositoare. Fă-te folositor! Oh my god, o să-i dea ulta iar. Ah, mi-a fugit campionul pe alt. Mi-a fugit campionul pe alt caracter random, e ok. Mazahar, e ok, măcar ai luat wave-ul, frate. Lux, la fel, măcar ai stat. Bă, îmi place, ăsta a stat AFK. Ăsta a stat AFK, tot fight-ul ăsta. Și Zac, nu știu ce unde, cred că a murit pe top random. Ok, din momentul ăsta trebuie să mă joc serios, că nu se mai poate. Trebuie să mă joc cum aș juca normal. Pentru că până acum am tot trollat și pare că nu iese, frate. Pare că nu mi iese mie, frate. A revenit și Morgana între timp și s-a dus solo pe bot să farmeze. De ce nu mă miră nimic? Ideea e că voi încerca să mă joc cu echipa mea pentru că... da, nu pare că câștig altfel. Nu, dacă băieții ăștia joacă așa într-un fel... Bă, sunt înceți la creier, sunt... N-au un talent, mă, frate, n-au chef să joace, gen, nu știu cum să vă explic. Stau în jungle AFK, fac niște chestii random, gen, n-au nicio treabă cu jocul, nu știu. Adică nu că n-au nicio treabă cu jocul, dar fac niște chestii gen din alea crazy, de nu-ți vine să le gândești, nu, n-ai cum, nu știu. Uite, gen, aici continuăm. Hai. Bun. Bravo, băieți, uite. M-am jucat și eu cu echipa mea puțin și acum putem să dăm end. Dacă vin, nu, Baron. Hai, Baron, lasă, așa că nu o să dați end niciodată. Dar acum îi știu pe ei, nu o să dăm end. Dar nu mai am smite-ul, tocmai l-am dat random pe Cannon ca să pușăm. Dacă îmi fură Baronul... Hai. Mi-am luat gen o chestie din asta la ochi, gen... Îmi făcea așa ecranul, ce s-a întâmplat? Bă, sincer, mi-l fură, că n-am smite. Ales Sona să dea pe mine dintre toți inamicii. Da, nu vreți Baronul? Kill e pe bot, nu știu ce face, se duce să-mi ia jungle-ul.
Ei, băiatul ăla chiar e smurf, gen, ceva face. Merite să dau smite-ul. Probabil să fie kill la mine în jungle, așa că o să dau ultimată și să încerc să o prind. Ah, nu? Mi-a luat doar ciorile și a plecat. Ah. Ha? Mi-a plecat Briar în sus, ați văzut și voi. Hai, dă-le un Q. Mamă, ți-a luat mult. Instant cum am sărit pe ea, ultimată de Shen, ultimată de Kale, ultimată de Twitch și echipa mea nu era acolo. Dar Morgana nu vrea să dea Q mai de departe ca să nu ia dragonul. Mă rog, ok, mă bucur că câștigă, mă foarte bucur că câștigă echipa mea, dar mă dezamăgesc. Îmi face redu, zac. Mă rog, îl iau și eu, dar gen... Deci te chinui în loc să dai un recall, să faci și tu o chestie folositoare. Mă rog. Dau de kill aici, da sau nu? Bă, nu apare, nu știu, nu chiar nu știu unde e. Luăm și noi ward-ul ăsta de aici. De ce e așa rapidă Katarina? What? Are 500 movement speed. Zac stă prin jungle, ok. L-a prins cumva pe Twitch, nu vreau să întreb. O să dau și eu ultimat acolo, poate prin pe cineva. Bă, chiar în 3 am dat gol. Mazahar s-a pus AFK în turn. Bă, e duelul AFK-urilor în meciul ăsta. În divizia asta. Deci toți au fost AFK în afară de Zac până acum. Într-un fight. Evident, Lux care s-a pus AFK aici la ei în bază. Mazahar care s-a pus aici în fight AFK. Morgana care s-a dus, nu știu, să gătească 8 minute. Nu știu ce, și-a cronometat acolo, mă, ceva, nu înțeleg exact. Nu mă zic mai trebuie să duc AFK în fight. Crazy, bă. No, chiar am derby cu băieții ăștia, eu nu mai pot. Hai, Mazahar, tragi tu ultimată. Dacă tragi ultimată, pe Twitch, pe Kale, pe oricine, apasă doar R, Mazahar, Mazahar. Mazahar, R, Mazahar. Mazahar, R, Mazahar, R, Mazahar. Mazahar, Mazahar. Mazahar, Mazahar, Mazahar. Apasă R, Mazahar. Apasă R, bă, Mazahar. Bă, apasă R. Pa, apasă R, bă, Mazahar. Te rog, pres R. Mai încerc? Mai zic o dată? Stai că nu cred că m-au auzit. Please pres R! Poate așa înțelege. Taushen. Vreau și eu să dau la tine. Mă înțelegi? Opa, nu asta voiam să fac. Chiar nu asta voiam să fac deloc. Vreau să mă duc pe bot, da. Unde sus, Katarina? Nu era în spatele nostru. Unde e Zac? Ah, nu mai e. Lux, la fel, l-a plecat. Mazahar, încă nu apasă rău. Sunt cu tine viața mea, dacă apeși rău, bate-mi. Tot ce trebuie să faci e să apeși rău. Încă tot ce trebuie să faci e să apeși rău. Singura ta asta. Uite, rău. Twitch. De ce nu apasă R, Mazahar? Bravo! Dar cred că apasă R doar dacă face kill. Gen el. Nu știu, o chestie de asta. Bă, puțin interesant că Morgana efectiv a ignorat-o pe Kale și a trecut pe lângă ea în timp ce mă bătea. Nici măcar nu și-a dat ultimata, nu și-a dat Q-E-ul pe mine, nu și-a dat nimic, gen, efectiv. Pur și simplu, a ignorat-o pe Kale și a trecut pe lângă ea. A, la propriu ignorat-o și a plecat pe lângă ea spre mine, în timp ce eu mă băteam cu amândoi. Nu mai pot cu băieții ăștia, bă, e derby rău. E derby rău de tot. Mamă, l-am prins. De ce mi-a fugit campionul invers? Nu o să mă bateți niciodată.
De ce îmi sare pe campionul greșit? Acum mi-a sărit pe minion, doamne. Dăm un stun la Katarina, ne luăm foarte mult lifesteal oricum. Dăm un flash. Oricum îl prind. Îl muș de cap, îl omor. Nu zic că ia aia el. Ia fura Morgana Elder-ul la Killsmurf. Doamne ferește. Sunt atât de curios cum s-a întâmplat așa ceva. Oh my god. Cum s-a putut întâmpla așa ceva vreodată? Da, ai mei nu, nu vin să dea end. Avem Elder, băieți. Nu cred că... Te rog, dă-i Nexus-ul. Doar scoate-mă din match-ul ăsta mizerabil, te rog. Asta să fie clipul, mersi frumos că v-ați uitat. Sper să că ați dat un like acolo. Nu uitați like la posta de pe Insta. Ne vedem diseară pe live la ora 6. Pupici și subscribe la toată lumea. Ceau, pa, pa!